Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Cărbunele exploatat la mina Lonea este adus cu mașinile la termocentrala Paroșeni. Au început lucrările la amenajarea peste 77 de noi locuri de parcare în municipiul Petroșani și Consiliul Județean Hunedoara încearcă să obțină finanțare pentru reabilitarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități din Uricani. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Cărbunele exploatat la mina Lonea este adus cu mașinile la termocentrala Paroșeni. Conducerea Complexului Energetic Hunedoara afirmă că aceasta este o soluție provizorie, dar necesară, având în vedere că linia de cale ferată pe care era transportat cărbunele a fost deteriorată. Extragerea cărbunelui din subteran nu a fost afectată, dar de mai multe zile acesta pur și simplu rămânea stocat la mina Lonea. Pentru ca randamentul termocentralei Paroșeni să nu scadă, societatea energetică a găsit o soluție, însă una de scurtă durată. Am găsit o soluție provizorie, am fost nevoit să luăm această măsură pentru că efectiv nu mai aveam cum să transportăm cărbunele de la mina Lonea la termocentrala Paroșeni, astfel că soluția găsită este cea de a transporta cărbunele cu mijloace auto până la remedierea situației ca să putem reveni pe calea ferată așa cum ne-am dorit să o facem. Chiar dacă această soluție aduce cu ea și cheltuieli suplimentare, pierderile ar fi mult mai mari dacă huila de la mina Lonea nu ar fi în continuare transportată la Paroșeni, în condițiile în care o mare parte din cărbunele care ajunge la termocentrală provine de la exploatarea minieră din orașul Petrila. Mina Lonea dă aproximativ 200 de tone în fiecare zi. Noi reușim să transportăm întreaga cantitate, să o transportăm la termocentrala Paroșeni, deci nu avem probleme în funcționarea termocentralei. În momentul de față au fost stopate lucrările care au cauzat deteriorări în zona unde este amplasată calea ferată care transportă cărbune de la mina Lonea. Au început lucrările de amenajare a peste 70 de noi locuri de parcare în municipiul Petroșani. Zonele vizate sunt Trezoreria Municipiului, Casa de Cultură Ioan Dulămiță, dar și Strada Independenței la blocul 22. Autoritățile locale afirmă că în perioada următoare vor începe lucrări de amenajare și ale altor locuri de parcare în municipiul Petroșani. Avem două șantiere în acest moment. Amenajăm locuri de parcare, aceasta pe 1 decembrie în zona Trezoreriei. Se va lucra și în fața primăriei, vor fi amenajate locuri de parcare. De asemenea, lucrăm la blocul 22 de pe Independenței, unde va fi amenajată tot așa o parcare. Scoatem la licitație în perioada următoare amenajarea unei parcări foarte mari în zona bibliotecii municipale, în cartierul Aeroport, după care, de asemenea, mai avem încă două locații care vor fi scoase la licitație, tot pentru amenajarea de noi parcări. Edilul localității susține că aceste lucrări sunt necesare deoarece există un proiect care prevede prezența unui transport verde, modern și ecologic în municipiul Petroșani. Cu siguranță va apărea un transport verde. Avem semnat contractul de finanțare pe PNRR. Vor fi achiziționate 7 autobuze electrice. Deocamdată există această condiționalitate ca autobuzele electrice să aibă o bandă dedicată. Asta înseamnă că va trebui să amenajăm locuri de parcare pe artera principală pe 1 decembrie, astfel încât prima bandă să rămână bandă dedicată transportului în comun. În ultimii 15 ani, în municipiul Petroșani, au fost realizate peste 3.000 de noi locuri de parcare, susțin autoritățile locale. Două centre moderne de îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități funcționează în acest moment în Valea Jiului, la Petroșani și în Uricani. Consiliul Județean Hunedoara încearcă în acest moment să obțină finanțare prin PNRR pentru reabilitarea termică a imobilului din Uricani. Cele două centre funcționează, cele două centre sunt sub ordinea Direcției Generale de Protecție Copilului. Cel de la Uricani am aplicat pe PNRR, pe eficiență energetică. Este gata proiectul, chiar astăzi se încarcă în platformă. Este vorba de exteriorul clădirii care va fi făcut cu banii europeni, exact ceea ce spune programul. Centrul de îngrijire și asistență de la Uricani a fost inaugurat la sfârșitul anului 2019. Unitatea are o capacitate de 30 de locuri și are în componență dormitoare, camere de zi, club, bucătărie, oficii pentru servirea mesei, grupuri sanitare și cabinet medical. Centrul din Petroșani funcționează de mai puțin timp. Anul trecut porțile acestuia erau închise din cauza lipsei de personal.
referitor la centrul Respiro de la Petroșani, și centrul Respiro este funcțional, el este de 4 locuri, au fost și 3 și 2, acum chiar este o persoană care este în centrul Respiro de la Petroșani. Centrul Respiro din municipiul Petroșani se află pe strada Nicușor Gociu, la parterul unui bloc, într-un apartament de 4 camere. Unitatea oferă servicii de îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități, 24 de ore din 24. Scene de groază în Hunedoara. Un șofer de 76 de ani a fost bătut crunt de un altul de 28 de ani. Agresorul era deranjat de faptul că bătrânul conducea prea încet. Ulterior, persoana vătămată a fost transportată la spitalul din localitate. Polițiștii rutieri au stabilit că astăzi, în jurul orei 9, un bărbat de 76 de ani din municipiul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Republicii din municipiul Hunedoara, ar fi fost claxonat de șoferul unui autoturism care se deplasa în spatele său pe motiv că rulează cu viteză prea mică. Ulterior, după ce a parcat mașina în cartierul Peștișul Mare, bărbatul mai în vârstă a coborât din mașină pentru a merge la niște cunoștințe, iar lângă autoturismul său a parcat șoferul care l-a claxonat. Cel din urmă a coborât din vehicul și l-a lovit cu pumnul pe bătrân în zona feței, după care a izbit portiera stânga fața autoturismului cu piciorul și a rupt maneta ștergătoarelor. La scurt timp de la primirea sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara. Bărbatul, în vârstă de 76 de ani, a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, iar polițiștii l-au identificat pe tânărul în vârstă de 28 de ani. Acesta a fost reținut preventiv pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe și a infracțiunii de distrugere. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!